Sala polivalentă, lucrările continuă. Mai sunt, după cum bine vedeți, lucrările la exterior sunt aproape terminate. Sala, de fapt, este închisă, însă sunt foarte multe lucrări de a realiza la interior. Momentan sunt fonduri, sperăm să fie gata, așa cum am promis, până la sfârșitul anului, însă depinde, bineînțeles, de banii pe care îi vom primi de la minister. Însă sperăm să fie totul bine și până la sfârșitul anului să fie gata. E asigurată întreaga sumă pentru ca să fie finalizată în acest moment? Asta? Nu este asigurată întreaga sumă, deci nu este virată întreaga sumă pentru terminarea lucrării. Păi și cam de cât ar mai fi nevoie? O sumă exactă nu știu, știu că mai sunt acoperite sume pentru circa o lună de lucru. La suprafața de jos am realizat platforma, s-a nivelat platforma betonată, inclusiv la scaune s-au realizat lucrări, deci se lucrează în interior, la acoperiș. Există vreo problemă legată de faptul că se desfințează Compania Națională de Investiții, cum am auzit săptămânile trecute? Vă dați seama, și dacă se desfințează Compania Națională de Investiții, va fi o altă instituție care va prelua aceste... Nu, gândeam să nu fie întârziere de predare, primire și alte astea. Sperăm să fie. Dar în ce proporție realizată? Cum bine vedeți, la exterior este aproape, deci este închisă și au început lucrările la interior. Deci oricum, mult peste 50%. Ce are însemna oblocarea fondurilor care sunt necesare pentru finalizarea ei? Finalizarea la anul sau peste 2 ani, iar oblocarea lucrărilor? Eu zic că cel mai rău caz să se întârzie până la primăvară, dar sper să nu se ajungă acolo. Dar a primit primăria vreo atenționare, ceva că... Nu, 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 nu s-a primit niciun fel de atenționare.